Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Și vom citi din 1 Samuel, capitolul 17, versetele de la 23 la 26. Ascultăm Cuvântul Domnului. Pe când vorbea cu ei, iată că filisteanul din Gat, numit Goliat, a înaintat între cele două știri ieșind afară din șirurile filistenilor. A rostit aceleași cuvinte ca mai înainte și David le-a auzit. La vederea acestui om, toți cei din Israel au fugit dinaintea lui și a apucat o mare frică. Fiecare zicea, ați văzut pe omul acesta înaintând? A înaintat ca să arunce o cară asupra lui Israel. Dacă îl va omorî cineva, împăratul îl va umple de bogății și îi va da de nevastă pe fiică sa și va scuti de dări casa tatălui său în Israel. David a zis oamenilor de lângă el, ce se va face aceluia care va omorî pe filisteanul acesta și va lua o cară deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să o crească oștirea Dumnezeului celui viu? Amin. Timpul care a mai rămas, aș vrea să-l folosesc punând un cuvânt de predică, un cuvânt de îmbărbătare, un cuvânt de învățătură, inspirat din întrebarea pe care David o pune în această circumstanță de criză din cadrul poporului, când evreii organizați într-o armată militară erau pe un deal, pe un munte, și dincolo de vale, un alt munte, erau filistenii cu o armată mult mai puternică, dar mai mult decât armata, aveau un soldat uriaș prin înălțimea lui, prin puterea lui, care a cerut un reprezentant evreu să se lupte unul la unul și cine va birui, cine va învinge, să fie învingătorul. David aude o cară spusă de acest soldat egiptean care a ieșit dintre șirurile de soldați în față și pune o întrebare. Întrebarea aceasta am auzit-o vineri seara la întâlnirea de tineret când David Petre, care a predicat cu două duminici în urmă aici, l-am invitat să predice la întâlnirea de tineri și a vorbit despre David și despre Goliat. Și când a citit textul, această întrebare mi s-a lipit de suflet și am simțit că Dumnezeu așează întrebarea aceasta în inima mea și în jurul ei roiește un mesaj de predică pe care trebuie să vi-l spun. M-am bucurat de înțelegerea în inima mea acestei întrebări și sper din suflet să vă bucurați și dumneavoastră la rândul dumneavoastră. David a pus această întrebare, cine este acest netăiat împrejur? Această întrebare este pusă de tânărul David cu privire la uriașul Goliat care blestema cu mândrie și dispreț poporul Domnului. Întrebarea lui are semnificații spirituale și teologice și descoperă gândirea duhovnicească și matură a lui David. David n-a întrebat despre cât de înalt este, că era înalt ieșit din comun. N-a întrebat cât de puternic este, pentru că era puternic ieșit din comun. N-a întrebat despre abilitățile lui militare, pentru că erau ieșite din comun. David n-a fost interesat de nimic din acestea, pentru că era un dezavantaj lui. David a pus o întrebare care avea în vedere nu abilitățile filisteanului, ci slăbiciunile filisteanului. A pus o întrebare care nu viza probleme militare, probleme de forță, probleme de echipament, de tehnică militară, și a pus o întrebare care viza identitatea spirituală a acestui uriaș. Expresia aceasta, adică tăierea împrejur de care David vorbea, este semnul legământului făcut între Dumnezeu prin Avram cu poporul. Și în vremea aceea, tăierea împrejur era semnul exterior al unui legământ interior. Legământ făcut între Dumnezeu și poporul Israel prin Avraam. Și prin legământul acesta Dumnezeu promitea o țară, binecuvântare
și moștenitori. Și oricine folosea semnul acesta exterior al tăierii împrejur, intra sub legământ. Adică intra sub protecția lui Dumnezeu și sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Și ce binecuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat. Și cine nu folosea legământul acesta și nu făcea semnul acesta exterior, rămânea în afara legământului sub blestem, și cine rămâne sub blestem este blestemat. Și David îi vede calitățile militare, îi identifică abilitățile și tehnica, forța ieșită din comun, înălțimea supraomenească, și se sperie de ele. Dar în același timp, folosind o gândire duhovnicească, îi vede punctul slab. Și în mintea lui spune, acest uriaș nu este sub legământ și aceasta este slăbiciunea lui. Nu are tăierea împrejur semnul legământului. Soția lui Iov mai târziu folosește aceeași mentalitate și îi spune lui Iov, omule, blesteamă pe Dumnezeu, că dacă îl blestem te omoară. Și David vede că omul acesta este sub blestem. Și fiind sub blestem, este expus, este vulnerabil, nu-i sub binecuvântare. Și pentru că este sub blestem, îl va omorâ Dumnezeu. Și atunci David scoate în relief identitatea lui spirituală, care era om sub blestem, din afara legământului. Când David a spus, cine este acest netăiat împrejur, a spus următoarele cuvinte. Israel, popor de legământ, oameni din brațul Domnului, protejați și binecuvântați de Domnul. Omul acesta care batjocorește poporul Domnului, care este în legământ cu Dumnezeu, este un om în afara legământului. Este un om fără armura Duhului. Este un om fără binecuvântarea lui Dumnezeu. Este un om fără protecția Duhului lui Dumnezeu. Este un om vulnerabil, expus. Cum își permite el să arunce o cară asupra poporului lui Dumnezeu? Acesta nu are legământul cu Domnul. Dumnezeu nu s-a angajat să-l ocrotească și nu-l va ocroti. David realizează câteva lucruri. 1. Realizează identitatea uriașului, netăiat împrejur, adică fără legământ. 2. Acțiunea uriașului, blesteamă pe Dumnezeu și poporul Domnului. 3. Destinatarul hulei uriașului, Dumnezeu și poporul. Și atunci David știe că un om care îl blesteamă pe Dumnezeu nu este în legământ cu Dumnezeu, ci este sub blestem. Iar un om care este sub blestem va muri pentru că este vulnerabil și pentru că se luptă cu Dumnezeu. De aceea David se îmbărbătează nu bazându-se pe praștie, nu bazându-se pe pietricele, nu bazându-se pe altceva, ci el se bazează doar pe următorul lucru. Eu sunt sub legământ și el nu este. Eu sunt sub legământ, sub binecuvântare, iar el este sub blestem. Și pentru că este sub blestem va muri și pentru că eu sunt sub legământ și sub binecuvântare voi trăi. Aceasta a fost logica lui David. Era copilărește să crezi că David, un tinerel, se baza pe praștia lui cu 5 pietricele. El s-a bazat pe Domnul știindu-se sub legământ. Pentru David, legământul a avut semnificația corectă. David a știut că dacă Dumnezeu face un legământ, o înțelegere, un angajament cu cineva, pe cuvântul lui Dumnezeu te poți baza. Dumnezeu ziua și noaptea nu doarme, nu e în vacanță și el binecuvintează întotdeauna pe cel pe care s-a angajat să-l binecuvinteze. Și David a spus, o să merg în numele Domnului, fiindcă sunt sub binecuvântare, fiindcă sunt implicat în parteneriat, în legământ, în angajament cu Dumnezeu. Netăiatul ăsta împrejur e sub blestem. Dumnezeu nu-i cu el, este expus. Idolii lui sunt morți, sunt muți, sunt acasă, făcuți din lemn, din cine știe ce altceva. Și nu pot să-i vin în ajutor. De aceea eu îl voi omor în numele Domnului. David, ca și soția lui Lot, a știut că cine este sub blestem n-are șanse să trăiască. Dar cine este soția lui Noe, dar soția lui Iov, dar cine este sub binecuvântarea lui Dumnezeu va trăi, pentru că ce binecuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat. Aș vrea să spun câteva lucruri despre legământul lui Dumnezeu. Dicționarul explicativ al limbii române explică cuvântul legământ că a venit din latinescul ligamentum și înseamnă promisiune solemnă, înseamnă angajament, învoială, convenție, înțelegere sau jurământ. Dicționarul biblic
definește legământul ca fiind o relație între două părți care oferă promisiune și creează așteptare. Două părți care promit reciproc și au așteptări reciproce. De cele mai multe ori, legământul în Biblie este condiționat. Harul este necondiționat, dar legământul este condiționat. Vreau să spun încă o dată și încă o dată, legământul cu Dumnezeu este condiționat. Tot timpul are înainte condiționalul dacă. Și vreau să citesc câteva texte biblice. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Ioan 14, 23. Dacă. Al doilea text biblic. Dacă faci bine, vei fi primit bine. Dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Genesa 4, 7. Al treilea text biblic. Dacă voi găsi în Sodoma 50 de oameni buni, voi ierta păcatele poporului. Genesa 18, 26. Alt text biblic. Dacă femeia nu vrea să te urmeze, vei fi dezlegat de jurământ. Dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului, Dumnezeu te va păzi. Exod 15, 26. Dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, Domnul vă va păzi de filisteni. 1 Samuel 7,3. Dacă poporul peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. 2 Cronici 7,14. Aș putea să citesc cel puțin 100 de versete condiționate de dacă. Legământul lui Dumnezeu nu este necondiționat. Dragostea lui Dumnezeu e necondiționată. Dumnezeu ne iubește oricum. Dar legământul care are promisiuni concrete, te voi binecuvânta dacă și tu te ții de cuvânt potrivit promisiunii pe care mi le-ai făcut timp în care eu ți-am făcut ție promisiuni. Legământul înseamnă că Dumnezeu stă în față cu un om și Dumnezeu îi spune omului ce să facă, dar îi spune și cum îl binecuvintează dacă face ce i-a spus. Și dacă omul face ce i-a spus Dumnezeu, Dumnezeu se ține de cuvânt. Dacă omul nu face, Dumnezeu nu se ține de cuvânt. Legământul este condiționat. Harul nu-i condiționat. Harul lui Dumnezeu a fost arătat tuturor oamenilor. Este din abundență peste noi. Iertarea lui Dumnezeu de asemenea e condiționată ca și legământul. Dacă ne mărturisim păcatele, El este drept și credincios ca să ne ierte. Dumnezeu nu ne iartă în orice condiție. Trebuie să ne mărturisim păcatul și să renunțăm la păcat. Iertarea este condiționată ca și legământul lui Dumnezeu. În general, legământul lui Dumnezeu cu oamenii pe parcursul Scripturii are două principii. Dumnezeu stabilește promisiunile și obligațiile legământului și oamenii trebuie să le accepte prin credință supunându-se Domnului. N-a existat niciun legământ în Biblie unde oamenii să fixeze promisiunile și așteptările. Întotdeauna Dumnezeu le fixează. Dumnezeu inițiază legământul. Dumnezeu îl cheamă pe om în legământ. Un legământ este un tratat de alianță, un contract pe care îl face Dumnezeu cu oamenii sau Dumnezeu cu un popor. Legământul e mai mult decât o interdicție, legământul e mai mult decât o promisiune, legământul este mai mult decât un jurământ, legământul este mai mult decât o binecuvântare. Ascultarea de Dumnezeu nu trebuie socotită ca o umbrelă împotriva blestemului și nici un pahar în care să adunăm binecuvântările, ci trebuie considerată ca un răspuns din partea noastră la iubirea lui Dumnezeu, ca un răspuns al iubirii noastre la iubirea lui Dumnezeu. Nu binecuvântarea sau blestemul trebuie să fie motivația ascultării, urmării și iubirii noastre. Pentru că fuga de blestem naște farisei, iar dorința după binecuvântare naște idolatrii. Noi trebuie să fim motivați de iubire, pentru că din iubire a venit Dumnezeu să ne răscumpere. Îmi iau câteva clipe ca să vorbesc despre câteva dintre legămintele din Biblie. Cele mai importante, legămintele în Biblie sunt multe. O să amintesc doar câteva, pe cele mai importante, pe cele mai mari, pe cele care au marcat mai mult istoria lui Dumnezeu cu oamenii. Primul dintre ele este legământul lui Dumnezeu cu Noe. Legământul lui Dumnezeu cu Noe presupune protecție. Pentru prima oară cuvântul legământ în Biblie apare în textul acesta, din Genesa capitolul 6, în legătură cu Noe, și se extinde în tot Noul Testament.
Observați că păcatul îl separă pe om de Dumnezeu și Dumnezeu spune atunci, pământul e stricat înaintea mea, plin de silnicie, orice făptură are calea stricată, sfârșitul oricărei făpturi e hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de silnicie, am să-i nimicesc. Iată dar ce face păcatul. Omul care, cu care Dumnezeu face legământ trebuie neapărat să fie un om neprihănit. Uitați ce spune Scriptura, Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui și Noe umbla cu Dumnezeu. Consecința neprihănirii lui Noe este supraviețuirea de apele potopului. Iar condiția legământului cu Dumnezeu este neprihănirea. Încă o dată, condiția legământului cu Dumnezeu este neprihănirea. Iar consecința este faptul că Noe supraviețuiește potopului. Numai Noe a supraviețuit pentru că numai cu Noe Dumnezeu face legământ datorită neprihănirii. Dumnezeu niciodată nu face legământ cu cineva dacă omul acela nu este neprihănit și nu are perspectiva neprihănirii. Și niciodată nu scapă de nenorocirile vieții cineva care nu este implicat cu Dumnezeu în legământ. David a știut că cine este sub legământ scapă, iar cine e în afara legământului va fi blestemat și va muri. Pe asta s-a bazat din istoria lui Dumnezeu cu poporul său atunci când a spus, cine e ăsta fără legământ deși permite să blesteme pe Dumnezeu și poporul său? Semnul legământului lui Noe cu Dumnezeu a fost curcubeul, iar scopul legământului lui Dumnezeu cu Noe a fost protecția oamenilor pentru întotdeauna de potop, de ape. Condiția este neprihănirea. Consecința este supraviețuirea. Scopul este protecția veșnică, iar semnul este curcubeul. Acestea au fost termenii legământului dintre Dumnezeu și Noe. Haideți să ne uităm la un alt legământ, făcut între Dumnezeu și Avram, dar se răsfrânge asupra copilului și nepotului său, respectiv Isaac și Iacov. Observați că de data aceasta, legământul nu mai privește protecția, ci dimpotrivă țara, binecuvântarea și moștenitori. Din nou, omul cu care face Dumnezeu legământ trebuie să fie neprihănit. Eu sunt Domnul, Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Genesa 17 cu 1, partea a doua, îi spune Dumnezeu lui Avram. Dintre toți oamenii de pe pământ, Dumnezeu îl alege pe Avram pentru că avea perspectiva neprihănirii. Întotdeauna, condiția legământului este neprihănirea. În Noul Testament, legământul este prin botezul în apă, dar și prin botezul cu Duhul Sfânt. Dar rămânând la botezul în apă, care este general pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, condiția rămâne aceeași, neprihănirea. Consecința rămâne aceeași, protecția rămâne aceeași, semnul este diferit. Priviți, vă rog, condiția a fost aceeași, neprihănirea. Ca și pe vremea lui Noe și pe vremea lui Avram, Dumnezeu cere același lucru, sfințenie, neprihănire. Uitați ce promite Dumnezeu în baza legământului. Îți voi da o țară, Genesa 12 cu 7. Îți voi da moștenitori, Genesa 17, 2 la 6. Și te voi binecuvânta pe tine și binecuvântându-te te fac o binecuvântare. Semnul legământului a fost circumcizia, adică tăierea împrejur. Deși legământul este diferit de Noe, are aceeași condiție, are consecințe relativ asemănătoare și are același scop. Semnul însă nu mai este curcubeul, ci este circumcizia, tăierea împrejur. Observați că la Avram legământul cu Dumnezeu a avut și un test. Dumnezeu a vrut să vadă dacă Avram alege între binecuvântare sau între binecuvântător. Și spune în Genesa 22, 16 la 18, pe mine însumi mă jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat binecuvântarea pe fiul tău, te voi binecuvânta foarte mult. Avram, m-ai onorat cu gestul tău. Te-am lăsat fără copii ca să ți se frigă inima de dor după copii. Și ți l-am dat când în mod natural nu-l mai puteai avea. Intenționat ca să te îndrăgostești de el. Și după ce te-ai îndrăgostit de el vreo 15-17 ani, ți-am spus să-l omori. Pentru că te-am dus la extrem.
Intenționat te-am pus în situația să te îndrăgostești de copilul ăsta, să ai obsesie pentru el. Și atunci când dragostea ta a fost mai mare pentru el, ți-am cerut, omoară-l pentru mine. Alege între el și mine. Avram, sunt impresionat de faptul că ai putut să renunți la copilul pe care l-ai așteptat aproape 100 de ani. Mă onorează foarte mult gestul tău de credință. Pe numele meu mă jur că sunt onorat de ce ai făcut pentru mine și pentru asta te voi binecuvânta foarte mult. Dacă vrei să ai binecuvântări, dacă ți-aduci aminte de Avram pe care l-a ocrotit Dumnezeu, te rog să te uiți la examenul pe care l-a trecut Avram. Avram a fost în stare să renunțe la binecuvântarea pe care i-a dat-o Dumnezeu, știind că Dumnezeu n-are mână scurtă și poate să o repete. Astăzi mulți oameni primesc binecuvântare, copii, și iubesc mai mult decât pe Dumnezeu. Case și țin mai mult la ele decât la Dumnezeu. Bani și sunt mai zgârciți, fiind lacom și zgârciți, țin mai mult la ei decât la Dumnezeu, făcându-se nu administratori peste bani, și stăpâni. Și Dumnezeu nu mai este onorat și numele Lui nu mai este peste oamenii aceia. În această seară, frați și surori, țin foarte mult să înțelegeți că legământul este tot ceea ce poate să aibă un om mântuit. Fără legământul cu Dumnezeu, toate cântările noastre sunt egale cu zero, lăutarii cântă mai bine decât noi. Toate predicile noastre sunt egale cu zero, politicienii și retoricienii vorbesc mai bine decât noi. Toate adunările noastre sunt egale cu zero, pentru că musulmanii și hindușii se adună în număr mai mare decât noi. Ceea ce este important și ce ne dă trecere nouă înaintea lui Dumnezeu nu sunt cântările noastre în primul rând, nu sunt predicile noastre în primul rând, nu sunt părtășiile noastre în primul rând, ci este legământul cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se obligă să ne binecuvinteze și își găsește plăcerea să se țină de cuvânt în promisiunile pe care le face poporului său. Dacă nu ai încheiat un legământ prin botezul în apă cu Domnul, ești expus ca și filisteanul de care a vorbit David. Ești un om care în fiecare clipă ți se poate întâmpla o mare nenorocire și sfârșitul vieții dumitale este imprevizibil. Cine nu este sub puterea legământului, nu este sub protecția lui Dumnezeu. Numele Domnului nu este peste el, slava Domnului nu este peste el. Legământul cu Dumnezeu este totul. Diferența între căsătorie și concubinaj este legământul. Diferența între căsătorie și aventuri de o noapte sau de o lună este legământul. Cine nu se căsătorește prin legământ, trăiește în concubinaj, trăiește în curvie, trăiește în păcat și nu are binecuvântarea. Dar cine se căsătorește prin legământ cu o femeie din iubire și cu un bărbat din dragoste și intră în legământ, Dumnezeu binecuvintează și ce binecuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat. Diferența între religie și relație cu Dumnezeu o face legământul. Toți oamenii de pe Terra au o religie. Mulți au religia propriului eu, ateismul sau umanismul. Dar diferența între religiile lumii și între relația personală, spirituală cu Iisus Hristos în calitate de mântuitor o face legământul. Toată lumea îl iubește pe Dumnezeu. Și cei care acum sunt în cluburi de noapte. Și cei care acum se destrăbălează cine știe unde și cine știe în ce fel. Toți oamenii vor să ajungă în cer. Absolut toți. Dar în cer nu ajung cei care au o religie, ci cei care au o relație. Diferența între religie și relație o face legământul. După cum diferența între căsătorie și concubinaj o face legământul. Poți avea multe prietene, dar o singură soție. Poți avea multe prietene până la căsătorie, mă refer, până ți alegi pe una dintre ele în perspectiva căsătoriei. Poți avea o grămadă de idoli, o grămadă de încredințări, dar după cum soție îți devine prietena logonică în urma legământului, tot la fel Dumnezeu îți devine tată, îți devine mântuitor, îți devine protecție, îți devine medic, îți devine rege, îți devine împărat. Se luptă pentru tine și pentru casa ta în urma legământului. Legământul este ceva pe care trebuie să-l consimțești. Nu-ți poate face cineva anestezie să te ducă la sit, reprezentantul de la oraș, de la primărie și să te căsătorești. Nu poți fi căsătorit dacă dormi, dacă ești anesteziat, dacă ești sub droguri. Trebuie să fii întreg la minte, trebuie să fii conștient, trebuie să fii lucid. Pentru că oamenii aceia știu
că atunci când faci un legământ urmează consecințe. Consecințe care te obligă și consecințe care îți oferă așteptări. Diferența între căsătorie și concubinaj o face legământul. Diferența între religie și relație cu Iisus Hristos, prin credință și pocăință, o face legământul. Cine n-a intrat în legământ cu Domnul, atenție, legământul e condiționat de ascultare, de iertare, de iubire, de facerea de bine, de credincioșie. Cine nu-și respectă legământul, uitați-vă, Dumnezeu a făcut un legământ cu Avram și Eva? Da. Cu Adam și Eva? Da. Cine a încălcat legământul? Adam și Eva. Dumnezeu ce a făcut? O singură greșeală. Când condiția legământului a fost călcată în picioare, Dumnezeu s-a văzut liber să nu mai respecte legământul și i-a expulzat. Uitați-vă la Dumnezeu și oricine vreți din Biblie și veți constata că atunci când condiția legământului a fost încălcată, Dumnezeu s-a văzut liber să nu mai țină cont de legământul pe care l-a făcut, să nu-și mai respecte promisiunea. Frați și surori, primul lucru pe care trebuie să-l facă poporul lui Dumnezeu este să intre în legământ cu Dumnezeu. Nu putem vorbi de Dumnezeu fără legământ. Eu nu pot vorbi de soție dacă nu m-am căsătorit. Niciun bărbat nu poate vorbi de soție dacă nu se căsătorește. Poate vorbi de prietene, poate vorbi de concubine, poate vorbi de orice altceva. De soție vorbești în urma legământului. Nu poți vorbi de mântuitor, de protecție divină. Nu poți vorbi de cer. Nu poți vorbi de vindecare prin credință. Nu poți vorbi de binecuvântare decât în urma legământului care îl obligă pe Dumnezeu să te binecuvinteze în baza unor condiții pe care ți le asumi. Când condițiile acestea sunt încălcate în mod intenționat și repetat, Dumnezeu este liber să nu se mai țină de cuvânt. Mă întreb, câți din adunare sunt în această situație? Mulți predică o evanghelie potrivit căreia botează-te și după aceea fă ce vrei, că Dumnezeu te iartă, că e obligat. Uită-te puțin la mine. Dacă nu rămâi pocăit, mergi în iad, poți să te botezi de 10 ori, nu odată. Dacă nu rămâi pocăit, dacă nu te temi de păcat, dacă nu ți îndrepți căile, dacă nu te corectezi, dacă nu înveți din greșelile trecute, dacă nu renunți la păcatele care le-ai făcut până astăzi, din slăbiciune, atunci poți să te botezi de 1000 de ori, mergi în iad ca și cum nu te-ai fi botezat niciodată. Pentru că legământul te duce în cer, atât. Iar legământul e condiționat, e condiționat de ascultare permanentă, e condiționat de luptă, e condiționat de neprihănire. Întotdeauna condiția legământului a fost neprihănirea, întotdeauna. Întotdeauna consecința legământului a fost binecuvântarea. Protecția, ca pe vremea lui Noe, moștenitori, țară, ca pe vremea lui Avram, putem să mergem la Moise. Și Moise a fost implicat într-un legământ, prima oară în Egipt, semnul legământului a fost sânge. A doua oară la Sinai, semnul legământului au fost cele 10 porunci scrise pe bucăți de piatră de degetul lui Dumnezeu. Care a fost aici condiția? Din nou neprihănirea. Biblia ne spune că Moise era mai blând decât toți oamenii de pe pământ. De ce nu l-a ales Dumnezeu pe Aron în legământ? Că era preot. În legământ se aleg oameni neprihăniți. Nu te poți boteza în baza lui tata și mama, indiferent cine a fost tata și mama. Nu te poți boteza în virtutea trecutului, indiferent cât de bun ți-a fost trecutul. Legământul cu Dumnezeu se întemeiază pe baza neprihănirii și se păstrează pe baza neprihănirii. Dacă nu există legământ, nici vorbă de cer. Asta e religie. Cerul se oferă în virtutea legământului cu Iisus Hristos. Legământul este o înțelegere. Promit, Viorel, să-ți dau mașina mea dacă tu îmi dai $15,000 sau $5,000 pe ea. El îmi dă banii, eu îi dau mașina. Este o înțelegere clară. Termenii contractului sunt foarte clari. Sunt scriși pe hârtie negru pe alb. Eu nu i-am zis în jur de între 5 și 15.000, nu. 5.000, clar. Eu nu i-am zis să-ți dau două cauciucuri din mașina mea, am spus să-ți dau toată mașina mea. Termenii contractului sunt clari. Dacă el nu-mi dă banii, nu-i dau mașina. Dacă eu nu-i dau mașina, el nu-mi dă banii. E un contract. În baza contractului îi dau mașina, în baza contractului îmi dă banii. Cu Dumnezeu e un legământ.
a fost unul cu Noe, unul cu Avram, Isaac și Iacov. Nu este timp să vorbim mult despre asta. A fost un legământ cu Moise, a fost un legământ cu David, nu vorbesc nici despre asta. Și legământul acesta mai bun, al doilea, că e vechiul legământ sau testament, e noul legământ sau testament, a fost făcut cu Domnul Iisus Hristos. Spun două vorbe și despre asta. Uitați ce spune Matei în capitolul 26, versetul 28. Este o continuare la ceea ce a spus Moise, de fapt ceea ce Dumnezeu a spus lui Moise. Beți toți din el, căci acesta este sângele legământului celui nou, legământul cel nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Ce a făcut Moise? Ce a spus poporului să facă? Luați un miel, îl junghiați, luați sângele și cu un mănunchi de buruieni, dați pe tocurile ușii, dreapta, stânga, sus, dar jos nu, să nu călcați pe sânge. Acesta este semnul, sângele. Când va veni îngerul nimicitor și se va uita și va vedea sânge, va spune protecție. Dar aici, dacă nu va vedea sânge, cu sabia va omorâ pe primul născut. Era condiție, era clar legământul, termenii contractului erau clari. Nu mergea, știi ce? Casa asta are etaj. Casa asta are garaj dublu. Nu ăștia erau termenii contractului. Sânge pe ușiori. Dacă nu era sânge, intra și era moarte, era plâns, era bocet. Și legământul acesta transcende din vechiul legământ testament în noul legământ testament. Și Domnul Iisus Hristos spune, acesta este sângele legământului celui nou. Dacă nu veți bea sângele meu, dacă nu veți mânca trupul meu. De ce? Pentru că mai înainte Ieremia a spus în capitolul 31 din partea Domnului. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Priviți, legământul cu Moise. Legământ pe care l-au încălcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntru lor și o voi scrie în inima lor. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi copiii mei. Suntem în timpul noului legământ. Semnul legământului este botezul în apă. Dacă vreți, semnul legământului este sângele cu care ne împărtășim în simbol. Dacă vreți, adâncirea relației spirituale cu Dumnezeu este semnul vorbirii în limbi. Dar semnul intrării în împărăția lui Dumnezeu este botezul în apă. Uitați ce spune cuvântul Domnului aici. Faptele apostolilor. Ascultați-mă cu băgare de seamă. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas trăpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? 1. Pocăiți-vă. 2. Botezați-vă. 3. Așteptați umplerea cu Duhul Sfânt. Cei care au primit propovăduirea și au fost botezați. Cei care au primit propovăduirea au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ce înseamnă numărul ucenicilor? Biserica din vremea aceea. Ce înseamnă s-au adăugat la numărul lor? Au devenit și ei parte din biserică. În urma la ce? În urma la pocăință și botezul în apă. Când vine botezul cu Duhul Sfânt? Botezul cu Duhul Sfânt vine la fiecare atunci când dă Dumnezeu. Observați că semnul legământului, în urma căruia faci parte din biserica lui Iisus Hristos, este botezul în apă. Pentru că este semnul exterior al unei lucrări interioare foarte mari. Pocăința, iertarea, adică mor pentru lume și înviez pentru Iisus Hristos. Aș vrea să închei vorbindu-vă despre diferența dintre cele două legăminte foarte scurt. Priviți vechiul legământ, era între Dumnezeu și poporul Israel. Noul legământ este între Tatăl și Fiul. Priviți vechiul legământ, era temporar. Noul legământ e veșnic. Priviți vechiul legământ, e ratificat cu sânge de animal. Noul legământ e ratificat cu sângele lui Hristos. Vechiul legământ e încheiat pe baza promisiunilor omului. Noul legământ e încheiat pe baza promisiunilor lui Dumnezeu. Vechiul legământ îl are mijlocitor pe om sau preot. Noul legământ îl are mijlocitor pe Hristos. Vechiul legământ, legea era scrisă pe piatră. Noul legământ este scrisă în inimă. Vechiul legământ avea semn exterior circumcizia, adică tăierea împrejur. Timp în care noul legământ are semn botezul în apă. Vechiul legământ era ceremonial, temporar și a arătat spre venirea Mântuitorului. Noul legământ este spiritual, moral, veșnic și arată spre revenirea Regelui Iisus Hristos.
închei în această seară, frați și surori, această provocare pe care am avut-o în inimă să vă spun și închei spunându-vă, mi-am notat câteva exemple ale unor oameni care n-au fost sub legământ. Îmi ia doar un minut, două să vi le spun. Le-am mai spus în câteva împrejurări și vi le spun acum pentru că ei sunt oameni din diferite sfere ale vieții sociale. Sunt oameni celebri despre care am auzit mai mult sau mai puțin. Sunt oameni care n-au fost sub legământ. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu ei, ca să știți în această seară când vă permite să plecați din sanctuarul lui Dumnezeu. Dacă nu sunteți sub legământ, sunteți vulnerabili. Nu poți fi decât în lumină, în întuneric, ud sau uscat, sub blestem sau sub binecuvântare, sub legământ sau în afara legământului. David l-a prins pe filistean și nu putea să-l omoare. Era puternic, avea armură, era înalt, avea suliță, avea scut. Nici 200 ca David nu se putea lupta cu el. Dar David a spus, n-are legământ. Nu e sub binecuvântare. Nu e Dumnezeu cu el. N-are protecție veșnică. N-are niciun sorț de izbândă. N-are speranță. A profitat de asta și cu o simplă pietricică l-a omorât. Câteva exemple. Ascultați-mă cu băgare de seamă. Ați auzit de marele cântăresc John Lennon? El a făcut parte dintr-un grup celebru. Cu câțiva ani înainte de a muri, a dat un interviu pentru o revistă americană în 1966 și a declarat următoarele atunci. Creștinătatea va lua sfârșit și va dispărea. Nu e nevoie să-mi susțin această idee, sunt sigur. Despre Iisus ce să spun? Cei care îl urmează sunt oameni simpli, iar eu și formația mea suntem mai cunoscuți decât Iisus. La foarte puțin timp, după ce a făcut această declarație blasfemietoare, a murit fiind împușcat cu 6 gloanțe. Să fie oare o coincidență? Președintele Braziliei, Tandreco Neves, în timpul campaniei pentru președinție, a făcut următoarea declarație. Dacă obțin de la cetățeni 500.000 de voturi, nici Dumnezeu nu mă poate opri să n-ajung președinte. A obținut 500.000 de voturi, a ajuns președinte și cu o zi înainte de a fi instalat, a murit. Să fie oare o coincidență? Compozitorul Cazuza, în timpul unui spectacol pe care l-a dat în Rio de Janeiro, în timp ce fuma, a pufăit fumul în aer și a spus, Doamne, ăsta este pentru tine, trage și tu un fum. A murit la scurt timp după asta, având vârsta de 32 de ani, de cancer pulmonar într-un chin groasnic. Să fie o coincidență? Thomas Andrew, șeful departamentului de proiecte al șantierului din Belfast, care a proiectat Titanicul, celebru Titanic. După ce a încheiat construcția transatlanticului, un reporter l-a întrebat cât de sigur e vasul și a declarat mândru, nici Dumnezeu nu-l poate scufunda. Duminică noaptea, 11:20, 14 aprilie 1912, se ciocnește de un bloc de gheață și în 2 ore și 40 de minute, în mod inexplicabil, ajunge la 2 maile pe fundul Oceanului Atlantic, între Europa și continentul viselor frumoase. Să fie oare o coincidență? Cântărețul Bon Scott a fost un celebru vocalist al formației AC/DC. Și spunea într-un cântec din 79, nu mă opriți din drumul meu, mă îndrept înspre iad. La începutul anului următor, în 19 februarie, a fost găsit înnecat cu propria vomă, mort în mod inexplicabil. Mi-am notat mai multe exemple, dar închei cu ultimul. Vi l-am mai spus, însă îl repet, este zguduitor. Tânăra aceea din Brazilia, Campinas, un oraș din Brazilia, în 2005... venind din familie de credincioși evanghelici, a renunțat la Domnul, la biserică, la Biblie și la rugăciune. A intrat într-un anturaj dubios cu droguri, cu țigăi, cu prostii și cu 4 prieteni cu care se îmbăta în fiecare zi și care au venit cu o mașină și au luat-o de acasă, aflat sub influența alcoolului. Au plecat într-o tabără. Mama i-a pus ceva în portbagaj, printre care un carton de ouă și i-a spus, înainte să plece mașina, fata mamei, ia-l pe Dumnezeu cu tine ca să vă păzească și să ajungeți cu bine.
Și fata disprețuitoare i-a spus: mamă, toate cele 5 locuri sunt ocupate dacă Dumnezeu vrea să se ducă în portbagaj. La câteva ore după ce au plecat de acasă, poliția din orașul unde trebuia să ajungă au sunat-o și au spus: fica ta, împreună cu cei 4, au murit pe loc într-un accident groasnic de circulație. Mașina era așa dezdrobită încât nu mai știai ce fel de mașină este. Ciudat este faptul că portbagajul rămăsese singura parte a mașinii intactă, iar cartonul de ouă era întreg și niciun nou nu era spars sau pleznit. Au murit 5 tineri și au rămas 12 ouă întregi. Să fie oare o coincidență? Când ești sub legământ, în dreptul rănilor din palmele Mântuitorului Iisus Hristos, există protecție pentru tine, pentru viața ta și pentru casa ta. Când nu ești sub legământ, diavolul n-are niciun interes să te protejeze. Lui nu-i pasă de binele, de fericirea, de copiii și de viitorul tău. El are interes să te distrugă, pentru că acolo unde merge el, vrea să mergi și tu. David a fost un om înțelept, a gândit duhovnicește, s-a uitat la ăsta așa, știu, care n-are nicio șansă să-l zdrobească și să-l omoare. Era de două ori cât el. L-ar fi nimicit într-o clipă, avea armură, a știut că n-are șanse. Dar atunci a zis: care e identitatea lui spirituală? Nu-i tăiat împrejur, nu-i sub legământ, nu, atunci va muri. Te chem în această seară să intri sub legământ cu Domnul. Și dacă ești sub legământ, să fii liniștit. Pentru casa dumitale, pentru copiii dumitale, pentru viitorul dumitale se luptă Dumnezeu. Ai grijă de condițiile legământului. Ai grijă de acel dacă mă va iubi, dacă va ierta pe aproapele, dacă se va ține departe de rău, de orice îi se pare rău, dacă se va înfrâna, dacă, ai grijă de condițiile legământului, pentru că Dumnezeu este la fel de ferm ca și până astăzi. Vreau în această seară să fac două invitații. Una, cei care încă nu ați intrat într-un legământ în urma neprihănirii, în urma pocăinței, în urma nașterii din nou, un legământ prin botezul în apă cu Domnul, vă rog în această seară să vă hotărâți neapărat. Iar cei care deja sunteți într-un legământ cu Domnul, dar v-ați făcut vinovați de încălcarea accidentală a unor condiții din acest legământ, în această seară pocăiți-vă, cereți-vă iertare și întoarceți-vă la Domnul cu inima plină de căință și spuneți-i: Doamne, nu mai judec pe nimeni, numai Tu ești judecătorul. Nu mai bârfesc pe nimeni, numai Tu, Doamne Dumnezeule, ai dreptul să judeci și să cântărești. Am să iert pe oricine îmi greșește, după cum eu aștept ca Tu să mă ierți pe mine. Dă-mi putere ca să iubesc pe toți, dă-mi putere să iert pe toți, dă-mi putere să binecuvintez așa cum Tu, Doamne, m-ai binecuvântat pe mine. Dragul meu, nu poți avea decât o identitate spirituală dintre cele două posibile. Ești sub legământ și poți să te duci acasă liniștit și în pace. Sau ești în afara legământului și ești expus și vulnerabil. Vreau în această seară să te rog, implică-te în legământ. Iar dacă te-ai implicat, ține-te de cuvânt, fii om de onoare. Dacă ți s-a întâmplat să greșești, pocăiește-te, întoarce-te. Nu numai mărturisește-ți păcatul, renunță la el și trăiește cu Dumnezeu în baza condițiilor legământului pe care l-ai făcut cu el, pentru ca și Dumnezeu să se țină de cuvânt. Vă rog în această seară, frați și surori, să vă gândiți cu maturitate și responsabilitate la această importantă temă a Scripturii și împreună să încheiem serviciul divin cu rugăciune. Vă rog în numele Domnului să vă ridicați, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm și Duhul Domnului să ne cerceteze inima tuturor. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.